istorie frumoasă a sufletului vis-a-vis de împletirea gândurilor și sentimentele în alb și roșu, cu poezia Mărțișor și Primăvară pe care a creat-o Ligia, fica mea, și o trimite de departe ca să fie și ea aici cu noi, pentru că noi colaborăm în continuare cenacul Lunei Coceanu, timpuri prezent aici, împreună cu distinse de doamnă de la Clubul Femeilor, Clubul Pensionarilor, coordonat de doamna profesor educator Sora Maria. Vreau să vă mai spun că nepotul meu, Alexandru, era foarte contrariat că americanii nu au obiceiul mărțișorului, deși ei acum, de când conviețuie și după atâtea naționalități, de ca stat multinațional, apreciază și admiră foarte mult acest obicei. Așa că fiul meu o să recite traducerea pe care a făcut-o Alexandru față de poezia Ligiei. Voi da întâi citire.